Bola Rap 100. Bola Rap 100 a fost conceput în special pentru poliție. Testele au arătat că este foarte eficient în orice condiție, deci este un instrument excelent și pentru autoapărarea personală. Acesta este un dispozitiv care trage dintr-un șnur din Kevlar, care are o lungime de 2,4 metri. Doar priviți cum în doar câteva secunde cablul se rotește în jurul corpului. În acest moment are loc neutralizarea completă a infractorului. Viteza de mișcare este de 156 de metri pe secundă. Este sugerată împușcarea acestuia spre mâini și picioare. Aceste părți ale corpului sunt înlănțuite în așa fel încât persoana respectivă nu se poate mișca deloc. Precizia tragerii este asigurată de un laser incorporat în dispozitiv. Inelul Defender. Brass Knuckles este foarte popular și bine răspândit peste tot în lume și poate fi folosit pentru autoapărare. Tocmai de aceea, piața oferă un număr mare de modele care diferă prin aspectul și materialul din care este produs. Problema este că, în primul rând, în multe țări, purtarea acestor articulații din alamă este interzisă prin lege. Iar, în al doilea rând, purtarea unei astfel de arme, chiar pentru autoapărare, este ciudată. Accesoriul pe care îl vedeți pe ecran pare a fi o alternativă mai convenabilă și etică. Defender este un inel din alamă pentru autoapărare, însă pentru a nu atrage atenția altora, este acoperit cu un capac decorativ înșurubat. Astfel, Defender nu poate fi distins de orice alt inel standard. Producătorul oferă diverse modele cu diferite culori, cum ar fi din roz argintiu sau aur galben, iar prețul acestuia variază între 65 și 80 de dolari. Cellphone pistol. Cum am mai zis deja, în societate nu este admisibilă plimbarea pe stradă cu o armă în mână. Aceasta totuși nu este deloc un motiv pentru a nu fi în siguranță mereu. Cellphone pistol este încă o armă compactă care se diferă de celelalte prin felul în care arată. Fiind pliat, dispozitivul seamănă foarte mult cu un simplu smartphone și este puțin probabil că cineva și-ar da seama că este o armă. În același timp, în timpul pericolului, designul permite transformarea imediat într-o armă. Mini arme. Astăzi, dacă există o dorință mare și o permisiune legală, este foarte ușor să obțineți chiar și o versiune mini de arme. Există o mulțime de opțiuni, începând cu mitralierile minuscule și terminând cu revolvere. Compania North American Arms se ocupă cu producția și vânzarea armelor care nu depășesc câțiva centimetri. Deoarece armele mici sunt o specialitate a companiei, la ei puteți găsi o gamă largă de modele. Chiar acum, de exemplu, puteți vedea 22 Magnum. Uimitor, dar fiind neîncărcat, el cântărește aproximativ 170 de grame. În ciuda dimensiunii mici, revolverul are o formă ergonomică, adică pare a fi destul de comod. Principalul avantaj al acestei arme este că încape în orice buzunar, însemnând că poate fi folosit în situații critice. Acesta este un dispozitiv compact care ușor încape în palmă. El poate fi ținut în pumn sau în așa fel încât partea ascuțită să iasă printre degete. În momentul pericolului, cheia va avea un impact mare în neutralizarea atacatorului și costă acesta aproximativ 10 dolari. Acufire. Spray-urile cu piper sunt dispozitive populare pentru protecție, care totuși au câteva dezavantaje. Unul dintre ele este că acest spray este folosit în momentele stresante și este dificil să țintești în așa fel încât să nimerești în infractor. Tocmai din această cauză, compania GuardDog a creat un spray cu laser. Acest lucru va ajuta în țintirea și folosirea armei mult mai eficient. De asemenea, producătorul s-a asigurat și în cazul în care tubul are scurgeri, iar prețul acestuia este de doar 15 dolari. Breloc Munio. Acum vă prezentăm o altă invenție care este capabilă să ridice autoapărarea unui om obișnuit la un nou nivel. La prima vedere pare a fi doar un simplu breloc, însă este un obiect care poate salva unele vieți. Doar priviți cum arată partea de jos a accesorului, este puțin mai ascuțită, capabilă să provoace disconfort și chiar dureri mari. În același timp nu este suficient de ascuțită încât să provoace răni grave. Accesorul este ușor în utilizare, deci nu este nevoie de o instruire aparte pentru el. Și pe lângă toate acestea costă doar 10 dolari, oferă încredere și un sentiment aparte de securitate. Double Safe.
Deoarece toți oamenii sunt diferiți, nu toți sunt capabili să folosească armele și se rezumă la apărarea pasivă, adică cu ajutorul unor dispozitive cum ar fi acesta pe care îl vedeți pe ecran. Double Safe arată ca un breloc obișnuit care poate fi agățat de chei sau chiar de geantă. Dispozitivul este foarte ușor în utilizare, trebuie doar să trageți de cablu care atârnă și astfel se activează o alarmă puternică care îl va speria pe infractor. Double Safe funcționează pe baza unor baterii, iar în caz că se descarcă, se poate folosi ca un fluier. Fast Strike. Acest dispozitiv nu se aseamănă deloc cu cele pe care le-am prezentat mai devreme. Acum vă arătăm un dispozitiv pentru protecție eficient și comod. Fast Strike este compact și ușor, poate fi ascuns sub haine sau atașat la rucsac sau buzunar. Dispozitivul nu provoacă răni grave infractorului, ci doar îl sperie. Prețul lui este de $23. Atomic Beer. Piața oferă un număr mare de dispozitive similare, de exemplu, acesta este un stilou tactic, creat de către compania americană Atomic Bee. Pixul desigur că poate scrie, însemnând că poate fi purtat oriunde, însă acesta poate îndeplini mai multe funcții neobișnuite, de exemplu, poate înlocui o lanternă sau deschizător. Iar cel mai important lucru este că acesta este un dispozitiv pentru ieșire de urgență dintr-o mașină. Este echipată cu o duză detașabilă care este suficient de puternică pentru a sparge geamul mașinii. Prețul acestuia variază între 11 și $20. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, rupeți butonul de like și desigur nu uitați să scrieți în comentarii care dintre aceste dispozitive v-a impresionat cel mai mult. Pe curând!